Un vapor de 4 stele, cu 4 nivele din care nu lipsește un restaurant cu mâncare din belșug și băutură bună, dar nici piscina la care poți să te relaxezi. Pe scurt, o locuință plutitoare, pentru care sute de turiști plătesc bani grei. Printre ei sunt și români care și-au găsit rostul pe un astfel de vas de croazieră. Marius Popescu este cel care își oferă serviciile germanilor. Are propria firmă de catering pe vapor și a făcut din aceasta o afacere profitabilă. Deși stă mai mult în larg decât pe uscat, spune că nu regretă nimic. Dintr-un personal de 54 de oameni, avem angajați 34 de cetățeni români care deservesc bucătăria, recepția, restaurantul, femeile de serviciu, cameristele. Este firma dumneavoastră? Da, este firma română care prestează servicii de catering și turism în România pentru vase de croazieră. De ce aleg nemții firme românești? Din cauza personalului, care este de o calitate bună. Fiecare român angajat pe vasul de croazieră are povestea lui. Felicia Teuceanu muncește aici de ani buni. În România a lucrat în învățământ. Salariul nu a fost suficient, așa că a căutat un alt job. Acum, pentru aproximativ 800 de euro, muncește pe rupte, se poartă ca la carte cu oaspeții și face totul pentru ca turiștii să se simtă bine. E foarte bine. Lucrând, având experiență cu copii, țin cont că și pasagerii, mai ales persoanele în vârstă, sunt la fel ca și copii. Și pentru mine este... E... Ca și când mi-aș fi făcut munca mea la grădiniță. Da, da. Personal, sunteți mulțumită, adică financiar? Da. Altfel, bănuiesc că nici restul oamenilor nu ar fi venit pe vapor. Munca în larg este frumoasă, dar are și dezavantaje. Dorul de cei dragi îi apasă cel mai mult. Aproximativ 6 luni petrece departe de familie și Nicolae Filimon, care are misiunea de a-i convinge pe cei cazați pe vas că bucatele românești sunt cele mai bune. Le gătim și specific românesc, dar nu în fiecare zi, deci să zicem o dată pe raize sau cum suntem acum, am venit în România, nu? Și avem un meniu specific românesc. De cât timp lucrați pe vaporul ăsta? Pe vapor lucrez pe acest vapor de 6 ani și pe tot la această firmă de 13 ani. Și cum este? Păi greu, dar e bine. Deci ne luptăm ca să iasă bine, să fie turiștii mulțumiți. Din astfel de croaziere se câștigă bani frumoși. Se muncește mult, dar se merită, după cum o spun cei care sunt angajați pe nave de lux.